Serviciul de voluntariat montan face apel la persoanele care doresc să se implice la o acțiune de voluntariat în Munții Godeanu la sfârșitul acestei săptămâni, mai precis sâmbătă 27 iulie. Organizatorii au un plan schimbarea stâlpului din vârful Gugu, marcarea unui traseu montan, precum și curățarea vegetației de pe o potecă din zona unui refugiu montan. Cei care ați fost pe vârful Gugu, dintr-un șut știți cu siguranță ce înseamnă cei 1300 de metri diferență de nivel, în cazul nostru adăugând și greutate serioasă în plus. Echipa care a vopsit a avut prilejul de a fi prima care desfășoară această activitate, căci pe segmentul vârful Gugu, șaua mâțului, nu sunt marcaje deloc. Natura sau spiritele muntelui ne-au împiedicat în a termina ceea ce am început, căci furtuna era pe cale să se năpustească asupra noastră. Drept consecință, decizia corectă a fost să ne retragem de pe creastă. Munca începută nu se lasă așa. Continuăm în acest weekend. De această dată va fi mai simplu și mult mai ușor. Ne dai o mână de ajutor? Pentru informații și înscrieri, contactează-ne la 0726-344-344. Au transmis reprezentanții Serviciului de Voluntariat Montan.